Steaua! Sorin Macavei și Petre Ionescu, doi dintre cei mai reprezentativi voleibaliști roșialbaștri, au făcut o vizită la stadionul Steaua chiar în ziua meciului de fotbal și au rămas plăcut surprinși când și-au văzut numele trecute pe frontispiciul arenei. Ați văzut numele dumneavoastră pe frontispiciu? Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră și cariera dumneavoastră? Ce să, jos pălăria pentru ce a făcut Steaua pentru noi, că nu ne așteptam deloc să se întâmple așa ceva. Rămânem și noi înscriși aici, pe stadionul ăsta, cât o să reziste, 50 de ani, 60 de ani. Pentru asta am muncit mult de atunci, să știți, foarte mult. Pentru mine e o mare onoare că am numele trecut acolo, dar vreau să spun că sunt singurul care am contribuție la toate rezultatele care se regăsesc pe panoplia cu palmaresul clubului. Cu atât mai mult e o onoare deosebită faptul că mă regăsesc pe acea plăcuță. Cele două glorii ale voleiului românesc și stelist au rămas impresionate de arhitectura noului stadion și și-au adus aminte cum au ajuns la clubul militar, dar și de cele mai frumoase momente din carieră. Păi, Sorine, tu știi că eu mai am încă legitimația de Steaua? De aici. Frumos! O păstrez în portofel ca... Da. Da. Pe nu știu ce. Ce tânăr și frumos eram, mai ales eu. Da. Voleiul am început acum 100 de ani, în 66-67 am venit la Steaua în 72 și de atunci am jucat 21 de ani titular. Am început la Cluj, la Universitatea Cluj, unde m-am lansat în sportul de mare performanță și în clasa 11 am fost transferat la Steaua ca mare perspectivă și zic că am concretizat speranțele care s-au pus în mine. Cel mai frumos a fost când am jucat finala Cupei Campionilor și cel mai urât lucru tot atunci când am pierdut-o de la 8-1. Care nu putem uita niciodată. Măsorul nostru ne spunea că suntem Steaua de argint, nu putem să câștigăm locul întâi. La Steaua, cel mai bun moment a fost o finală de Cupa Campionilor în 1979. Păcat că n-am reușit să și câștigăm. Ne-am luptat cu cei de la Bratislava. Iar la nivel de echipă națională, bineînțeles, obținerea medaliei de bronz în 1980 la Moscova. După ce au vizitat stadionul, cei doi foști coechipieri au luat loc în tribună și au susținut echipa de fotbal care, după victoria cu Ripensia, a devenit lidera Ligii a doua.